Am onoarea să vă salut, sunt locotenent comandor Nicoleta Coman, sunt stat major la Centrul Militar Județean Brăila. Suntem astăzi în cadrul exercițiului de instruire MOBEX Brăila Galați 2024. Vreau să fac precizarea că este un exercițiu, un modul de instruire care folosește un scenariu fictiv. El are ca scop verificarea personalului în domeniul mobilizării pentru toate structurile aparținând instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Am desfășurat astăzi o activitate în poligon cu rezerviștii care s-au prezentat la unitățile militare. Vor urma și următoarele zile astfel de activități, astfel încât să treacă prin fluxul acesta al instruirii toți rezerviștii care încadrează nevoile operaționale. S-au dat calificative? Calificativele sunt aceleași pe care le-au avut și atunci când au plecat și acest lucru nu poate decât să le bucure. Asta pentru că putem spune că am avut rezerviști care n-au pus mâna pe o armă de 20 de ani, rezerviști care nu și-au pierdut îndemânarea, ba chiar am avut o doamnă care a spus că pentru dumneavoastră a însemnat asemeni mersului pe bicicletă. Odată trecut prin acest modul de instruire al sistemului militar, îți rămâne cumva în sânge și ca mersul pe bicicletă niciodată nu se uită.